din octombrie aveam fibroză F2, acum o săptămână am fost în București la Matei Bal și am F4. Dănuț Cojocaru a fost diagnosticat cu hepatită B și D anul trecut. Pentru că boala avansează foarte repede, are nevoie urgentă de un medicament inovativ, aprobat de Agenția Medicamentului, dar nu și de Ministerul Sănătății. Acest tratament este singurul care mă poate ajuta. El costă în prezent undeva la 7600 de euro lunar. Din România nu se poate procura. Am încercat din alte țări. Problema a intervenit acolo că trebuie să fie asigurat de minim 8 luni de zile, să luăm exemplu Italiei. Rezolvă o situație complicată pentru pacienții cu infecție cu virus Delta. De multă vreme pentru ei nu exista o soluție terapeutică reală. Legat de costuri chiar nu contează și nu vorbim de niște costuri în momentul în care vorbim de o evoluție favorabilă pentru pacient. Și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice susține că acest medicament înseamnă o șansă uriașă la viață pentru bolnavi. Interferonul, prescris de ani de zile, are efect în 4 din 10 cazuri. În alte țări trebuie să fie asigurați, în foarte multe țări li se cere să fie rezident sau să dovedească că plătesc asigurările la sistemul de sănătate de acolo. Nu e atât de ușor de avut accesul. Avem pacienți care s-au mutat în Irlanda, s-au mutat în Italia, s-au mutat în Austria, în Germania în special, ca să aibă acces la tratament. Medicamentele inovative ajung însă mai greu la noi în țară după ce Agenția Europeană dă unda verde. Există un drum ceva mai lung care înseamnă adoptarea unei modificări a hotărârii de guvern 720 care permite efectiv ca acel medicament să fie inclus în listele de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări de sănătate. Lista de medicamente inovative este trimisă de Ministerul Sănătății la Ministerul de Finanțe și cu siguranță în momentul în care va exista disponibilitatea bugetară care să și financeze, nu numai să aprobe lista, Ministerul de Finanțe va aviza acest document. Blocajul am înțeles că e la Ministerul de Finanțe. Răspunsul a fost, momentan nu se justifică banii. A fost ciudat, foarte hilar. Dănuț Cojocaru a cerut lămuriri de la Ministerul Sănătății, care i-a răspuns că nu poate aprecia când va fi eliberat acest medicament cu o compensare de 100%.